Un personaj celebru în online, autointitulat Justițiarul din Bercene, a ajuns să aibă tocmai el probleme cu legea. Bărbatul are 4 dosare penale deschise pe numele lui și este acuzat că i-ar fi agresat pe unii dintre presupușii prădători pe care încerca să-i demaște, spune el. Mai mult, acesta și-ar fi hărțuit și fosta iubită. L-am găsit pe pedofil! L-am găsit pe pedofil! Pedofilul! Uitați, pedofilul vrea să trăiască cu minore de 15 ani! Opriți-l! Opriți pedofilul! Acesta este videoclipul care l-a făcut celebru pe Alex Costandachi sau Justițiarul din Berceni, după identitatea cu care a devenit cunoscut pe internet. În urmă cu câteva luni a început să organizeze de unul singur flagrante, prin care încerca să prindă presupuși prădători sexuali. Mi-am creat niște conturi false ce portretizează o minoră de 13 sau 14 ani și aștept să fiu abordat de diferiți indivizi, discut cu ei și văd unde duce acea discuție. În momentul în care observ că aceștia au un comportament de prădător, de pedofil, îi las să insiste de câteva ori, apoi când vor să ne întâlnim, îmi dau întâlnirea cu ei, anunț poliția și dau pe mâna poliției, împreună cu toate dovezile strânse. A devenit astfel extrem de popular pe rețelele de socializare. Odată cu notorietatea și puterea pe care a simțit că aceasta i-a dat-o, justițiarul ar fi început însă să încalce el legea. În timpul acțiunilor sale, bărbatul ar fi comis mai multe infracțiuni împotriva celor pe care a încercat să-i demaște. Există un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de hărțuire, iar la nivelul secțiilor 15 și 16 există 3 sesizări în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și distrugere. Am o plângere pentru loviri și alte violențe. Aparent, individul m-a atacat și eu a trebuit să mă apăr și tot el a decis să depună o plângere împotriva mea pentru loviri și alte violențe. Unul dintre aceste dosare datează chiar de dinainte să devină celebru. În 2020, acesta și-ar fi hărțuit iubita care voia să se despartă de el. I-ar fi dat târcoale pe la fereastră și la ușă în timpul nopții. Iar când aceasta voia să plece de acasă, justițiarul nu o lăsa să iasă din bloc. I'm fucking desperate here. După ce imaginile au apărut în spațiul public, bărbatul s-a apărat într-o postare pe Facebook. Fosta mea iubită nu este terorizată de mine, nu are contact cu mine de 2 ani, nu am încercat să o intimideze niciun fel, nu sunt un hărțuitor, nu sunt un abuzator, iar ce se întâmplă acum este o mocirlă fără sens, a scris acesta pe o rețea de socializare. Canalul de YouTube Justițiarul din Berceni se apropie de 150.000 de abonați și a adunat până în prezent aproape 15 milioane de vizualizări.